Și eu trebuie să mulțumesc Părintelui Paroc, Părintelui Milică, domnului Adrian, pentru invitația făcută încă de atâta timp, din vara acestui an. Invitație care mă onorează și sper să petrecem câteva clipe împreună și să facem apoi și un schimb de idei, de opinii, răspunzând la întrebări. Pentru că vreau să vorbim despre ceea ce ni se întâmplă nouă. Nouă ca societate, nouă ca popor. În cele ce urmează. Nu e probabil chiar o dovadă de smerenie să ții o conferință, dar pe de altă parte, cumva, într-un anumit fel, trebuie să ne întâlnim și să vorbim unii cu alții. În spațiul acesta social al comunii, ne întâlnim și vorbim în biserică, trebuie să ne întâlnim să vorbim și în afara bisericii, despre tot ceea ce ni se întâmplă, și bun, și rău. Am ales pentru prima oară acest subiect, viața fratelui nostru, viața noastră, după cuvântul Sfântului Siluan, pentru că cred că avem cu toții nevoie ca societate, ca popor, de mai mare atenție a unora față de ceilalți. Avem nevoie de această slujire a noastră ca laici pentru fratele nostru. Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la Revoluție și e momentul, nu trebuie să ne amintim numai la aniversări sau comemorări, dar cred că e momentul să ne gândim la cei ce s-au sacrificat pentru noi în decembrie 1989. E, vedeți, ei exact asta au făcut. Și-au slujit patria, ne-au slujit pe noi, sacrificându-se, dându-și viața pentru o Românie mai bună și pentru o viața noastră mai bună. Nu suntem chemați cu toții, de fiecare dată, la o astfel de slujire care implică sacrificiul și viața. Trebuie să ne aducem mereu aminte de ei și fiecare acolo unde putem, așa cum e și porunca evanghelică a Mântuitorului, trebuie să ne iubim frații ca pe noi înșine. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, ultima poruncă, și a doua legată de ea. Nu e acolo nicio cezură, nicio fractură. Să-L iubim pe fratele nostru, precum pe semenii noștri, precum ne iubim pe noi înșine. Și cum trebuie să ne iubim pe noi înșine? Nu mai mult decât iubindu-ne ca oameni, făcând binele și slujind. Dacă fiecare dintre noi în toți acești 30 de ani care au trecut pe deasupra noastră, pe lângă noi, uneori prin suferința noastră, prin bucuriile noastre, au fost numai suferințe și numai haos, cu și bucurie, a fost și cu și atâtea împlimiri. Dar ne aflăm astăzi într-o zi, mă rog, într-o epocă în care trebuie să privim în urmă. La cei pe care i-am lăsat în urmă, la tot timpul pe care l-am trăit, la unde suntem și unde am fi putut să fim. Există o permanentă provocare care este aruncată societății creștine, societății creștine și creștinilor în ziua de astăzi. Referendumul din 2018 a fost o astfel de provocare. Am încercat să răspundem celor care spuneau că noi trebuie să ieșim din scena socială, că
că nu avem un cuvânt de spus, că nu avem nimic de apărat, că totul e o chestiune de, mă rog, juridică, constituțională, de majorități. Am venit cu cuvântul nostru, am venit cu propunerea noastră de revizuire a Constituției și de apărare a definiției tradiționale și naturale a familiei. Referendumul a căzut, pentru că n-am fost destui la urme. Dar ceea ce trebuie să rămână, trebuie să rămână această imensă comuniune al celor 3,5 milioane de oameni care s-au dus și au votat da, și au votat pentru un crez, au votat chemați de biserică, au venit să-și apere valorile credinței, valorile firii, valorile firescului, ale normalității, arătând că creștinii nu pot părăsi societatea. Ei nu sunt cetățeni care, mă rog, la anumite momente nu trebuie să-și exprime opinia și nu trebuie să-și arate puterea. Noi trăim în familiile noastre, în casele noastre, la slujbele noastre, dar trăim și în societate. Trăim în acel mediu în care oamenii discută, oamenii aleg, oamenii încearcă să convingă unii pe alții, unii să păstreze valori, alții să le arunce peste bord. Și astăzi, mai mult ca oricând în societatea românească, mai mult ca oricând după vederea comunismului, valorile creștine sunt sub asediu. Biserica este sub asediu, creștinii sunt sub asediu. Noi trebuie să înțelegem acest lucru. Că suntem sub un asediu, legile încep să nu mai facă referire la valorile tradiționale, naturale, la acest pat germinativ pe care societatea creștină l-a constituit în Europa de 2000 de ani. E un curent care e prezent în Occident de mai mult timp, unde secularizarea societăților e mult mai profundă, dar e un curent care este prezent în societatea noastră, există deja forțe politice care s-au pus în slujba acestui curent, există politicieni, partide, care au boicotat în mod oficial referendumul din toamna lui 2018. Deci toate aceste valori, tot acest mod de viață al nostru, de credință, modul de a fi o comuniune, este sub asediu, este pus în chestiune și știți foarte bine care sunt cuvintele care se rostesc în bătaie de joc despre toate aceste valori. E, în fața acestui asediu nu trebuie să ne ascundem. Nu trebuie să plecăm capul, nu avem de ce. Și trebuie să spunem cu hotărâre și să facem mărturisirea și de credință, și de umanitate, și de solidaritate, de comuniune pe care o avem fiecare de făcut. Cum să o facem? Aici e marea problemă. Cum să o facem în modul cel mai curat și cel mai puternic cu putință, ne intrând neapărat pe terenul disputelor politice sau de altă natură, arătând cu putere ceea ce credem și ceea ce dorim să afirmăm cu toții. Care este resortul acela intim la care trebuie să fim atenți și trebuie să nu plecăm capul și să nu întoarcem capul? Lucrurile sunt întotdeauna mult mai simple decât credem. Sigur, sunt tot soiul de curente, sunt tot soiul de discursuri, care mai de care mai puternice, mai strigate sau mai puțin strigate. Nu trebuie să ne lăsăm dovoreți de toată această vorbărie din jurul nostru. Trebuie să avem în față permanent această privire către fratele nostru. Și întotdeauna, ca și la referendum, când ni s-a cerut ceva, ni s-a cerut un lucru foarte simplu, foarte concret, foarte direct. Să votăm pentru că credem în ceva, pentru că apărăm ceva. Și în fond, votul nostru ce trebuia să însemne? Trebuia să însemne apărarea unui lucru extraordinar,
care înseamnă viitorul copiilor noștri. Era un lucru direct. Nu era o metaforă, nu era un discurs, nu era o discuție, era un lucru foarte concret. Apărarea minții și sufletului copiilor noștri e un lucru pe care toți ne-l dorim și toți îl facem în fiecare zi. Îl facem fiecare în familiile noastre, îl facem uneori și împreună, în grupuri, mă rog, mai mult sau mai puțin extinse, dar referendum a trebuit să-l facem ca societate, ca popor, ca țară. Ar trebui să ne unim în acel act de solidaritate și de comuniune, care ar trebui să fie mult mai mare decât a fost, dar e bine, trebuie să dăm slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce am făcut, că a fost în acel număr de 3,5 milioane de oameni, de români care au votat pentru acest lucru. Care trebuia să fie resortul? Ce au uitat cei care nu s-au dus la vot? Cei care au crezut că nu e important? Au uitat tocmai această privire pe care trebuie să o avem mereu către fratele nostru, către celelalte familii, către cei pe care îi chemăm să stăm în comuniune. Dacă am avea, dacă nu ne-am închide așa cum ne închidem în viața noastră plină de atâtea poveri, dacă ne-am deschide către ceilalți, către semenii noștri, mai mult, mai bine, cu mai multă atenție, ne-ar fi mult mai ușor să fim împreună și să aducem această mărturisire împreună ca societate și ca societate creștină. Toate lucrurile pornesc de la de la lucrurile mici, concrete, de la legăturile foarte concrete pe care le avem între noi. De la această atenție către fratele nostru și de la această iubire pe care trebuie să o avem pentru el. Sfântul Siluan, care a lăsat moștenirea această povață, în toate însemnările lui, vorbește despre importanța iubirii semenului și importanța dragostei către umanitate și a rugăciunii pe care să o închinăm către toți oamenii. Noi, ca laici, ca mireni, trebuie să avem permanent această grijă să îmbinăm rugăciunea cu acțiunea. Este ceea ce ni se cere în planul social, în mijlocul societății. Atenția noastră, fiecare pentru celălalt, grija de a nu cădea împreună sau separat, grija de a nu lăsa fenomenele sociale care ne ating valorile, ne ating copiii să se dezvolte. Da? În momentul în care școala intră într-o revoluție culturală, în momentul în care atâtea și atâtea noutăți încep să acopere tot ceea ce știam noi că trebuie să fie școală, că trebuie să fie rațiune, că trebuie să fie simț al valorii și ierarhia valorilor, când atât de multe lucruri intră, sau mai degrabă ies din curiculele școlare, ca istoria națională, ca o anumită ordine a limbii și a literaturii române, când statul devine mai degrabă decât promotorul valorilor noastre, devine promotorul valorilor ideologice pe care anumite curente le impun, ceea ce ni se cere este să fim treji și să înțelegem ce ni se întâmplă. Încercarea miilor de oameni care au muncit pentru strângerea, zecilor de mii de oameni care au muncit pentru strângerea semnăturilor în 2015 pentru referendum și apoi cei miilor de oameni care au stat și și-au slujit semenii în comitetele din fiecare județ, din toată țara, din toate parohiile, toți acești mii de oameni au fost atenți la semenii lor și și-au înțeles că trebuie slujit această cauză, nu numai în planul mic, în planul familiei tale sau al prietenilor sau al fraților tăi de sânge, de rudenie, ci în planul extins al societății. Fiecare din ei a înțeles
că poporul lui, ceea ce el trebuie poate să facă, e foarte important. Pentru mine, pentru tine, pentru celălalt, chiar și pentru cel care n-a înțeles importanța referendumului sau n-a văzut pericolul și și-a închipuit că nu e nimic acum. Că e ceva care încă nu ne pune în cauză pe toți. Vă spuneam că la 30 de ani de la Revoluție trebuie să avem în față icoana acestui sacrificiu pe care 1300 de români l-au făcut. Erau în primul rând tineri și copii. Pentru mine, pentru că întotdeauna trebuie să legăm toate aceste lucruri de experiențele personale. Pentru că experiențele personale ale mele, ale dumneavoastră, ale fraților noștri, înseamnă că trăim cu viața noastră și prin viața noastră toate aceste cuvinte și valori trec. Adică sunt importante, ele există. Oamenii care au murit în decembrie 1989 au trăit nevoia lor de libertate, au trăit și nevoia noastră de libertate, au trăit și nevoia de a sluji societatea, de a sluji România la modul sublim la care au făcut-o. Am fost printre cei care am fost în 21 decembrie la universitate. Vreau să vă spun că și în acea zi, și seară și următoarea dimineață, era un duh acolo cum n-am mai trăit și cum toți cei care au fost acolo n-au mai trăit probabil și nici înainte, nici după. Era un duh al frățietății, al iubirii, al deschiderii și al unei libertăți totale. Nu l-ai văzut pe cel de lângă tine niciodată și poate că nici de atunci până astăzi nu l-ai mai văzut, dar toți erau frați, toți erau unul pentru celălalt, gata să facă orice e posibil ca tăvălugul nedreptății și tăvălugul care ne aplatizase pe toți în acei ani, să nu mai existe, să fie înlăturat. Ne-am rugat în genunchi de fiecare dată când se trăgea și după, de fiecare dată când se trăgea din șirul nostru, unii rămâneau pe Caldarâm, erau luați și duși pe trotuar alături, la Teatrul Național sau la Sala Dales sau la Fântâna de la Universitate. Era un mod de a trăi această poruncă a iubirii, așa cum cine știe dacă ne mai va fi dat vreodată să trăim, sau ne-e dat tuturor să facem această experiență a iubirii totale către semn, fiecăruia dintre noi, în clipe care rămân ale noastre și pe care le știm numai noi și duhovnicul nostru și poate cei foarte, foarte apropiați de noi. Deci există această posibilitate de a fi unul pentru celălalt. Există această posibilitate de a-l iubi pe celălalt chiar dacă nu-l cunoști. Ca acel străin să-ți devină semenul tău și fratele tău. Toți cei care au trăit acele zile și nu numai cei care au fost acolo și cei care s-au adăugit după aceea în alte orașe, în alte piețe, a fost pentru noi, ca popor, o clipă binecuvântată și în care Dumnezeu și-a spus cuvântul și și-a trimis pe cei care s-au jertfit pentru eliberarea noastră a tuturor. E, cred, o moștenire pe care trebuie să o purtăm. E o moștenire de care trebuie să ne aducem aminte și o moștenire pe care nu trebuie să lăsăm în niciun fel să se stingă. Pentru că, în primul rând, așa devenim oameni, unii pentru ceilalți, și așa ne putem apăra unii pe ceilalți.
comunismul a căzut, violența, teroarea aceea a căzut. Dar sunt multe și multe alte pericole care ne pas pe toți, ca societate, ca popor. Și nu putem să vedem niciunul dintre noi și noi toți, ca societate, fața libertății, dacă nu gândim, măcar uneori, după putințe, sub această poruncă a iubirii semenului și a încredințării că viața fratelui nostru, aproapelui nostru, este viața noastră. Mai ales, vă spuneam, în contextul în care toate valorile noastre creștine sunt sub asediu. Și nu mai sub asediul propagandei și a televiziunilor și a emisiunilor, mă rog, atât de vulgare, sunt sub asediul unor factori foarte bine, mă rog, calibrați, sau unor factori care gândesc aceste măsuri, care le adoptă și care se transformă în pericole concrete pentru viața noastră, a familiilor noastre și a copiilor noștri. În momentul în care Ministerul Educației a pus pe site-ul său pentru a fi discutat public proiectul educației parentale, care era un proiect de reeducare și a părinților și a elevilor, aici avem, vedeți, un lucru concret. Da? În momentul în care părinții trebuiau să meargă o dată pe săptămână sau de două ori pe lună la școală, așa cum te duci la ședința de părinți, la ședința cu părinții, să asculți pe un oarecare care trebuia să-ți explice că societatea e în schimbare, că există o revoluție culturală, că familia poate fi compusă din indiferent cum, în orice formulă, că propriul tău copil trebuie să învețe din clasa a întâi, a doua sau a treia, că orice e posibil, că el poate să fie astăzi băiat, mâine fată și așa mai departe. Acestea sunt lucruri concrete care ni se întâmplă, nu sunt povești. Nu sunt bancuri pe ultima pagină a ziarelor. Și în momentul în care există sute de mii de euro care sunt introduse în aceste programe, și în momentul în care se face calculul că 2,7 milioane, deci 2,7 milioane de părinți ar fi trebuit să treacă prin aceste ședințe de deschidere culturală și de reeducare, îți dai seama că există mecanisme concrete care, mă rog, răzbat și asediază, răzbat în viața noastră și ne asediază valorile, ne asediază buna înțelegere și traiul așa cum l-am înțeles până acum. Tot acest progresism care încearcă să ne învețe totul de la A la Z, de la constituirea familiei, la ce trebuie să învețe copiii, la ce trebuie să fie societatea, e un lucru care se întinde acum în întreaga Europa și în întreaga societate românească. Iar cei care fac acest lucru sunt instituții, ONG-uri, organizații foarte, foarte puternice și foarte active, care picură toată această informație și toată această revoluție culturală de ani în șir în România. Și atunci, în mod inevitabil, trebuie să existe o măsură a rezistenței. O măsură în care să spui și un grad, un hotar în care să spui până aici. De aici încolo, totul trebuie să oprească. Fiecare e liber să facă ce vrea și noi suntem liberi să avem propriile noastre credințe și propriul nostru mod de viață. Dar lucrul cel mai greu pe care l-am învățat toți cei care am fost implicați în această campanie pentru referendumul din toamna lui 2018, lucrul cel mai greu de făcut este să refacem această legătură dintre noi. Să refacem această putința noastră de a ne lua de mâini, a creștinilor, în primul rând, a creștinilor, în primul rând, de a ne crede unii pe alții când vorbim despre pericole, când vorbim despre ceea ce avem de făcut
și de a merge solidari în comuniune pentru a apăra aceste lucruri. Suntem împovărați de tot ceea ce ni se întâmplă în fiecare zi, într-o societate destul de violentă, destul de agresivă, și stăm cumva cu toții chirciți asupra noastră înșine. Și e poate normal să fie așa. Avem propriile noastre probleme, propriile noastre neputințe, propriile noastre praguri de trecut. Dar trebuie să înțelegem că există praguri pentru o întreagă societate și praguri pentru un întreg popor, care trebuie și ele trecute, tot de către noi. Și nu există altă modalitate să le trecem decât prin acest act de solidaritate, împreună. Așa cum ar fi trebuit să o facem în 6-7 octombrie 2018. Să trecem împreună, ca societate creștină, acel prag. N-am fost singurii care am încercat un referendum pentru a apăra definiția căsătoriei în mod constituțional. Au făcut-o și croații, l-au trecut. Bulgarii au deja acest lucru în Constituție. Polonia, Ungaria au și ei în Constituție. Sunt societăți din prejurul nostru, sunt vecinii noștri, care au deja aceste praguri trecute. Să dea Dumnezeu ca la momentul oportun să mai putem face ceva și noi. Nu dăm poate un referendum, poate altceva mai simplu, mai direct, pentru a ne apăra împreună valorile. Dacă reușim să ieșim din această împietrire în care societatea modernă ne împinge, dacă reușim să înțelegem că suntem o societate și că toți creștinii din această societate, chiar dacă nu sunt toți creștinii din această societate românească, sunt o majoritate și o putere. Ce e o societate în și chiar și un popor, deși nu e numai atât? E, în primul rând, o alianță. O alianță pe care o facem gândind împreună, muncind împreună, acționând împreună, pentru a ne apăra, pentru a merge mai departe, pentru a ne apăra bisericile, casele, slujbele, pentru a apăra un mod de viață. E, această alianță, dacă o reînnoim zi de zi, sau măcar în momentele importante, ne poate duce mai departe și putem fi cu toții mai bine apărați. De aceea există tot soiul de organizații mai mici, mai mari, filantropice și cu alte domenii de activitate, ajutând copii, ajutând oamenii în vârstă sau făcând demersuri legislative, tocmai pentru că noi am învățat în acești 30 de ani că ceea ce facem cu mâinile noastre e bun făcut. Că apărarea vine, în primul rând, din înțelegerea că trebuie să ne apărăm noi, ca oameni, ca cetățeni, ca creștini, și de-abia după aceea să așteptăm ca altcineva să ne apere. E un lucru pe care trebuie să-l învățăm din ce în ce mai bine. Nu putem lăsa la îndemâna statului mereu apărarea familiilor noastre, apărarea modului nostru de viață, pentru că vedem că calculele politice sau de altă natură ne lasă uneori în afara jocului. Revenind acum la fiecare dintre noi și la cum putem să refacem această alianță dintre noi pentru a ne apăra și țara și modul de viață, pentru a ne apăra și cultura, revenind la legătura concretă, existențială, pe care trebuie să o avem, ne duce din nou la această poruncă a slujirii celui de lângă noi, a slujirii fratelui nostru. Și spuneam că moștenirea lui decembrie 1989 trebuie să existe în amintirea și în memoria noastră a fiecăruia dintre noi. Ca modalitate de a ne raporta la cei care au făcut posibilă viața noastră de 30 de ani în pace.
mai bună, mai liberă, mă rog, fiecare cum am putut și cum, mă rog, i-a dat Dumnezeu. După puterile și după propria sa putere. Cei care au muncit 3 ani de zile, din 2015 până în 2018, pentru referendumul acesta, au fost oameni din biserici, din biserică. Sunt oameni care au înțeles că ai o datorie ca creștin să ieși în mijlocul societății și să afirmi anumite lucruri. Și întreaga această campanie a fost gândită ca un act de slujire. Sigur, i-am spus ci, pentru că trebuie să folosim vocabularul care se folosește, adică în mijlocul cetății. Dar resortul fundamental a fost un act de mărturisire și de slujire. Nimic altceva. Toți cei care au fost de la bun început până în ultima zi, au fost mânați de această credință și de această putere de a mărturisi și de a sluji. De aceea e important ceea ce am făcut cu toții împreună, cei care am mers la vot, cei care am fost atenți la ceea ce s-a întâmplat. Pentru că am participat la acest act de mărturisire și asta înseamnă că inima noastră s-a dezimpietrit și am fost atenți la fratele nostru și am fost atenți și la viitorul copilului nostru. Pentru că viitorul copilului nostru ține nu numai de noi, de faptul că îi asigurăm un drum, că îi asigurăm casă, masă, școală, trebuie să știm și ce școală e acolo unde se duce. Și ce este învățat în școala aia. Și cine decide ce trebuie să învețe el. Și pe ce face mai departe. Și ce valori încearcă unii să impregneze în acea școală. De aceea e foarte importantă legătura dintre părinți și școală. Dintre părinți și profesori. Și de aceea trebuie să fim atenți mereu la ce se întâmplă, pentru că am spus-o și în campania pentru referendum. Țelul acestui progresism revoluționar, care ne aduce aminte de foarte multe lucruri din cele întâmplate înainte de 1989, este schimbarea minții și reeducarea generației tinere. Asta este țelul fundamental. Noi suntem oameni cu anumită vârstă și nu mai putem fi schimbați și clătinați din valorile noastre, din modul nostru de a trăi, de a înțelege. Dar generația tânără e o pradă după care se umblă. Tocmai pentru că trebuie să se schimbe mintea și sufletul, să fie îndepărtată de adevărata libertate și de valorile creștine și de tot ceea ce creștinismul a impregnat în societatea europeană și românească. Pentru că dacă un popor renunță să-și mai apere generația tânără, renunță să-și mai transmită valorile, e un popor care se află într-o criză majoră, e un popor care suferă sau va începe să sufere foarte curând. Trebuie să avem, nu, datorii multiple, avem această poruncă a milosteniei către toți cei care sunt mai încercați decât noi. Și asta o facem cu toții în bisericile noastre, sub oblăduirea părinților și duhovnicilor noștri. Dar mai avem și această și povară și datorie de a apăra în cetate, în societatea în care ne aflăm, să ne apărăm credințele și valorile. E tot la fel de important. E tot, dacă vreți, slujire și dacă vreți și milostenie, pentru că dacă noi am înțeles cu o clipă mai devreme că ceea ce ni se întâmplă ca societate nu e curat, nu e ceea ce ar trebui să se întâmple, și dacă încercăm să-l lămurim și pe cel de lângă noi, fratele nostru, înseamnă că facem un lucru bun, înseamnă că
încercăm să ne dezmorțim sufletele și ale noastre și ale celor de lângă noi. Și dacă facem asta cu aceeași credință și cu aceeași tenacitate cu care facem atât de multe lucruri, în biserică, lângă biserică, în sprijinul bisericii, fiecăruia dintre noi îi va fi mai bine. Și în orice caz vom putea construi un viitor copiilor noștri. Dacă ne închidem, dacă nu ne lipim de fratele nostru, dacă nu încercăm să fim împreună și în viața cetății, dacă nu încercăm să apărăm și școala copiilor noștri, și sănătatea copiilor noștri, și societatea în care ei vor trăi, de tot ceea ce vine cu această putere, care este și a vulgarității, și a obscenității, și a descentrării, nu putem construi acest viitor și nu putem lăsa o țară mai bună decât am primit-o. Tot ceea ce ne învață cei care au fost înaintea noastră, trebuie să lăsăm și noi în celor care ne urmează. V-am dat mici cartoline cu oameni luminoși ai istoriei noastre, fie că sunt laici, fie că sunt părinți ai, mă rog, preoți sau călugări. Toată această învățătură pe care noi o preluăm, o învățăm, o trecem prin mintea și sufletul nostru, trebuie să o putem lăsa în continuare cuiva. Dar cum să o lăsăm dacă pârtia în care noi suntem prezenți în societate, în care putem să ducem aceste valori mai departe, se îngustează din ce în ce mai mult? Da? Cum să o facem dacă locurile noastre în societate devin din ce în ce mai puține? Dacă suntem așa un pic mânați de la spate în afara agorei, în afara locurilor unde se discută aceste lucruri, în afara locurilor unde ne putem spune adevărul credințelor noastre. Nu? Despre referendum aproape că nu s-a putut vorbi nici la radio, nici la televiziune, nici în presă. Unde să spui ce crezi? Unde să spui că minciunile sunt minciuni și că adevărul e adevăr? N-am avut unde să o facem. De asta atât de puțini au putut în tot acest timp, care n-a fost scurt, să afle ce trebuie și cum trebuie despre această, mă rog, imensă încercare prin care noi a trebuit să trecem. E ca și cum ce-aș vrea să vă povestesc acum e un lucru întâmplat acum câteva zile. Ca să vedeți dacă vreți și oameni temperatură a noastră a tuturor. Întorcându-mă acasă și vorbind și de semenul nostru și de fratele nostru și de ce ar trebui să fim, să fim și să facem. Întorcându-mă acasă am găsit o femeie la scara blocului care arăta într-un fel teribil. Era o femeie care era sub imperiul dependenței de droguri, rănită, lovită, căzută, care nu se mai putea mișca, era conștientă, probabil foarte bolnavă, de mai multe boli, și care zăcea pur și simplu pe stradă. Nimeni nu s-a apropiat de ea, nimeni nu făcuse, mă rog, nimic concret. M-am apropiat de ea și am întrebat-o dacă vrea să chem salvarea. A spus la început da, pe urmă n-a mai vrut, salvarea până la urmă a venit. N-a vrut să meargă la spital, a fost o întreagă istorie să poată fi pusă pe patul de, mă rog, și dusă în salvare, poate acela mobil. I s-a acordat primul ajutor, avea deja răni, era sânge rândă.
Până la urmă s-a adunat ceva lume și mai mulți dintre cei care erau adunați acolo spuneau că de ce să chem salvarea? Se pierd resurse importante, poate altcineva are nevoie de, în timpul ăsta, să fie ajutat. Și erau două doamne tineri. Și mă întrebam, cum poți să gândești așa ceva? Omul ăla chiar avea nevoie de ajutor. Chiar trebuia, chiar dacă era bolnav, chiar dacă avea acest, mă rog, patima dependenței de droguri și, mă rog, își făcea injecții cu seringa, era, cred că nimeni nu putea avea mai mult nevoie de ajutor decât acest om. Până la urmă a acceptat să plece cu echipajul de salvare și au dus-o la un spital care avea o secție pentru așa ceva. Iată cum împietrirea unor dintre noi duce la această, dacă vreți, împietrirea societății întregi și această incapacitate de a ne asculta, de a ne auzi și de a ne ridica unii pe alții, de a ne da mâna unora celorlalți. Dacă într-un astfel de caz unde era evident starea absolut groaznică a acestui om, cineva se putea gândi că de fapt nu are nevoie de ajutor și că n-ar trebui ajutată pentru că este sub imperiul drogului. Ăsta este un caz grav și un caz în care, mă rog, sensibilitatea noastră e foarte atacată. Să ne gândim că trebuie să facem aceste lucruri zi cu zi, chiar când nu există gravitate, nu există lovituri, nu există boală. Asta am încercat să spunem toți cei care din 2015 până în 2018 am mers așa cu încercarea aceasta de a arăta că noi creștinii din România putem să schimbăm ceva, putem să revizuim Constituția sub această poruncă că trebuie să ne păstrăm valorile și adevărul vieții noastre. Cred că cu asta voi încheia. Cred că dacă cât mai multe suflete mai tinere pot să facă acest lucru, să se adune, să iasă din această închistare asupra propriilor poveri, dacă cât mai mulți din generația tânără vor înțelege că trebuie purtate și poverile comune duse mai departe, vom avea cu toții un viitor. Se întâmplă în jurul nostru lucruri groaznice, lucruri teribile, care ajung așa ca niște știri pe care le auzim astăzi și mâine le-am uitat. Nu? Cum a fost cazul fetelor de la Caracal, cum e cazul atâtor și atâtor copii care dispar și nu-i mai caută nimeni, ani de zile. Nu? Sunt lucruri care se întâmplă cu noi, se întâmplă lângă noi și se întâmplă atât de des și atât de multe cazuri nu sunt rezolvate pentru că cineva, undeva, nu se mai gândește la fratele lui, la semenul lui, în niciun fel. Dacă cei care trebuiau să o găsească pe Alexandra din Caracal, se gândeau că viața acestei fete e ca viața lor, sau ca viața părinților acestei fete e ca viața lor, sigur ar fi reușit să facă mult mai mult. Dumnezeu să ne ajute ca cât mai mulți dintre noi să se ridice și să se uite către semenii lor, către frații lor și să înțeleagă că numai uniți
numai în această comuniune și numai în această solidaritate putem să mergem înainte ca popor și ca țară. Avem ce apăra, trebuie să apărăm ceea ce am primit. Am primit o țară, am primit o întreagă societate pe care nu putem lăsa neapărată pradă tuturor acelor care cred că numai dacă au puterea pot să facă cu mințile, cu sufletele noastre și cel mai grav cu mințile și cu sufletele copiilor noștri orice. Se poate? Putem face acest lucru? Știți că se spune că nu putem face nimic. Că nu suntem în stare de nimic. Că nu mai e nimic de făcut. Că oricum lucrurile merg într-o anumită direcție. Putem face acest lucru. Și dacă vreți și ce au făcut cei mai buni dintre noi care au rămas pe Caldarâmul din piața Universității în București, în Timișoara și în alte locuri, au demonstrat că putem, că capacitatea de a iubi pe celălalt, de a-l sluji și de a te jertfi există încă în noi. Și referendumul a demonstrat că putem, că suntem puternici, că putem fi solidari, chiar dacă nu în proporția pe care ne-am fi așteptat-o. Dar putem. Avem această forță, avem această tărie, avem această credință. Porunca aceasta încă lucrează între noi. Iubește-l pe fratele tău ca pe tine, pe semenul tău ca pe tine însuți. Lucrează. Chiar dacă în unii dintre noi mai greu, mai palid, dar ea lucrează. Pentru că altfel n-am mai fi nici măcar ceea ce suntem la ora actuală. Să ne rugăm pentru frații noștri, să ne rugăm pentru noi să avem puterea să-i privim și să-i iubim după putința noastră, dar mereu să privim chipul fratelui nostru ca fiind propriul nostru chip. Și în el, într-adevăr, să întrevedem chipul lui Dumnezeu, astfel îi vom putea apăra, ne vom putea apăra și cel mai important, nu uitați, să ne apărăm copiii pentru ziua de mâine. Dumnezeu să binecuvânteze România! Mulțumesc.